Și discutăm în continuare despre acest subiect alături de vicepreședintele Federației Sanitas, domnul Mircea Ciocan. Îi spun bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Spuneți-ne ce îi nemulțumește pe sindicaliștii din sistemul sanitar. Avem mai multe revendicări, așa cum s-a făcut deja precizări pe majoritatea posturilor. În primul rând, ce a declanșat actualul demers al Federației noastre este înghețarea, blocarea angajărilor în sistemul sanitar. Lucru care face imposibilă activitatea acestor cadre medicale în spitale. Ați văzut, oamenii sunt cocoșați de muncă, sunt supuși la un program de lucru de 200, 230, 250 de ore lunar în loc de 160. Aceste ore libere nu pot fi compensate niciodată datorită penuriei de cadre. Sunt oameni care acumulează astăzi în sistem și 60 de zile libere pe care nu le pot lua de ani de zile. Ori această încărcătură suplimentară cu sarcini și cu muncă duce la uzură prematură a angajaților și la un stres profesional crescut. Cu toate că Guvernul României s-a angajat că nu va cuprinde și sistemul sanitar în acea ordonanță de austerității, lucrurile nu s-au întâmplat așa și asta a înfuriat cel mai mult personalul din sistemul sanitar. Celelalte revendicări, sigur, vizează creșterea salariilor conform legii. Deci nu am cerut ieșirea din lege, ci am cerut doar aplicarea integrală a legii, având în vedere că ea trebuia să ajungă la maturitate în 2022. E vorba de creșterea salariilor de bază conform anexei 2, cea specifică pentru sistemul de sănătate și asistență socială, dar și acordarea tuturor sporurilor la salariul aflat în plată, lucru care nu se întâmplă și lucru care trebuie să corespundă pe deplin așteptărilor personalului datorită specificului activității. Am să mă refer aici la activitatea în foc continuu, în trei ture, desfășurarea activității sâmbătă și duminica a gărzilor, pentru că serviciile noastre sunt cu un caracter special, iar acest lucru în foc continuu trebuie să fie compensat cu sporurile aferente, sporul de trei ture, sporul de sâmbătă duminică, dar și sporurile pentru condiții deosebite de periculoase, condiții nocive, condiții toxice pe care le-ați văzut de la persoanele, de la colegii noștri intervievați în imaginile precedente. Aceste sporuri sunt calculate la salariu avut în 2017, cauzând astăzi un prejudiciu cuprins între 2-300 și respectiv 1.000-1.500 de lei per angajat, și asta în condițiile în care un angajat în medie nu câștigă mai mult de 2.000-2.500 de lei, referindu-ne aici sigur la categoriile profesionale, infirmier, îngrijitoare, brancardier sau personal tehnic, administrativ, muncitori care deservesc spitalele. Ați vorbit despre blocarea angajărilor și despre supra-solicitare. Spuneți-ne ce deficit de personal există în momentul de față în sistem. După ce noi am declanșat conflictul, Ministerul Sănătății s-a sesizat și a solicitat prin instituțiile sale deconcentrate, prin direcțiile de sănătate publică, inventarierea tuturor locurilor de muncă pentru care există finanțare și care ar fi trebuit să fie ocupate astăzi prin concurs. Cifrele în acest moment arată că avem de-a face cu un deficit de 14.000 de angajați la nivelul sistemului, doar la nivelul sistemului sanitar, din spitalele publice din România. E o cifră minimă, este cea pentru care există doar finanțare, nu este necesarul real de personal. Necesarul real de personal în sistem este undeva la 30.000 de angajați, conform estimărilor noastre. Dar aceste cifre
reflectă doar posturile bugetate, pentru care există prevederi bugetare, sunt vacantate în ultima perioadă și ele aveau finanțare prinsă pe bugetul anului în curs. Spuneți-ne, câți angajați din sistemul sanitar și de asistență socială sunt acum în grevă japoneză? Greva japoneză se desfășoară cu întreg personalul. Practic, noi am început să strângem semnături pentru susținerea, deci am făcut acel recensământ pentru a identifica, mă rog, dimensiunea nemulțumirilor și pentru a ști dacă există premisele declanșării grevei generale. Noi am strâns semnături pentru greva generală. Ele arată că mare parte dintre nemembrii de sindicat au semnat aceste liste, chiar și cei care nu sunt în niciun sindicat. Undeva la 80% e rata personalului din spitale care a subscris la susținerea grevei generale în situația în care nu vor fi soluționate în timp util toate revendicările noastre. Și mă refer la toate categoriile de personal, de la îngrijitoare, asistent medical, medic, biologi, toate categoriile profesionale care își desfășoară activitatea în sistem. Deci, greva de avertisment de tip japonez este susținută în acest moment de către întreg personalul din sistem. Undeva peste 140.000 de oameni poartă banderole în România în acest moment. Atât în sănătate cât și în asistența socială. Și ce presupune această grevă? Nu presupune întreruperea activității, e un protest tacit care marchează, dacă doriți, prin purtarea banderolei de grevă, marchează nemulțumirea, susține revendicările și dă mandat negociatorilor pe toată perioada negocierii care se poartă în aceste zile la guvern, astfel încât forțele care stau în spatele negociatorilor să fie vizibile. Deci e o formă de presiune, dacă doriți, dar care nu înseamnă întreruperea activității. Noi sperăm ca această etapă, odată parcursă, să se soluționeze toate revendicările noastre. În caz contrar, va trebui să revenim la formele mai radicale de protest, de manifestare a grevei prin întreruperea activității, lucru pe care nici noi nu-l dorim și sper că în înțelepciunea lor sau în precauția lor nici guvernanții nu să-l dorească. Spuneți-ne dacă și cum sunt afectați pacienții de protestele de acum din sistemul sanitar. Această formă de protest nu îi afectează niciun fel, dimpotrivă avem întreaga simpatie a personalului. Această insignă Sanitas, această banderolă de grevă cu sigla Sanitas împodobește atât de frumos echipamentul de lucru încât pacienții nu au decât remarci pozitive la adresa greviștilor. Atâta timp cât nu există o întrerupere a activității și o boicotare a activității, da? Deci o reprogramare a activităților medicale, sigur că pacienții nu au absolut deloc de suferit. Vorbeați despre o posibilă declanșare a unei greve generale după această grevă japoneză și protestul de astăzi. Dacă revendicările nu vă vor fi soluționate, spuneți-ne ce ar presupune o asemenea grevă generală și atunci cum ar putea fi afectați pacienții? Greva generală prevăzută în legea 367 are câteva restricții care operează în cadrul sistemului sanitar și de asistență socială. Aceste unități au obligația de a asigura urgențele, respectiv de a asigura activitatea curentă cu 1/3 din activitatea uzuală. Ceea ce înseamnă că la nivelul fiecărui unități se va constitui o celulă de grevă, un comitet de grevă care va gestiona împreună cu managementul unității modul de împărțire a greviștilor pe cei care lucrează, cei care nu lucrează în fiecare tură și în fiecare zi în parte.
astfel încât treimea să poată fi asigurată, iar urgențele să nu fie perturbate. Cum vor fi afectate celelalte activități? Sigur, sectorul cronic, sectorul ambulator, intervențiile programabile vor putea fi reprogramate. Deci astea sunt zonele unde activitatea poate fi întreruptă. În rest, urgențele trebuie să fie asigurate. Ați avut discuții cu reprezentanții statului până acum? Da, au avut loc o întâlnire cu reprezentanții guvernului, cu șefii coaliției, să zic așa, cu domnul premier și cu președintele Camerei Deputaților la sediul guvernului. Au fost luate o serie de angajamente din partea guvernanților pentru rezolvarea punctuală a fiecăreia dintre revendicări de pe care noi le-am avut. Avem o listă de 8 revendicări. Unele pot fi imediat soluționate, altele necesită timp un pic mai mult. Am văzut astăzi, guvernul a și aprobat ordonanța de urgență prin care a aprobat aducerea anexei 2, care prevede salariile de bază pentru funcțiile din asistență socială și din sănătate, le-a adus la zi, adică la nivelul maxim prevăzut pentru anul 2022, ceea ce înseamnă că un prim pas s-a făcut. Urmează să vedem cum vom rezolva problema plății sporurilor la salariul aflat în plată, să vedem cum vom face cu celelalte revendicări semnarea contractului colectiv de muncă, odată la nivelul sectorului de sănătate, unde negocierile sunt avansate și avem premisele de a fi semnat în scurt timp, dar trebuie să începem să demarăm negocierile contractului colectiv de muncă și la nivelul sectorului de asistență socială. Și aici un pic s-a mai mișcat lucrurile, în sensul că deja astăzi am primit o notificare din partea Ministerului să nominalizăm persoanele care vor participa la negociere, deci se constituie se constituie deja echipa de negociatori din cele două părți. Mai avem celelalte revendicări care vizează plata voucherelor de vacanță de la bugetul de stat, pentru că în acest moment voucherele trebuie susținute din efortul propriu al unităților sanitare, lucru absolut inedit pentru întreg sistemul bugetar, deoarece numai la noi spitalele trebuie să plătească voucherele din veniturile proprii realizate în raport contractual cu casa de asigurări, nefiind asigurate aceste drepturi din bugetul de stat, așa cum sunt la toate celelalte unități. E o discriminare la care nu s-a gândit nimeni până în prezent și va trebui reglementată dintr-un fond special. Celelalte revendicări vizează asigurarea unei finanțări corecte pentru sistemul de sănătate și pentru sistemul de asistență socială, dat fiind că avem experiența anilor trecuți când bugetul unităților s-a terminat, s-a epuizat, fie în luna august, fie în luna octombrie sau în luna noiembrie, nefiind posibilă practic încheierea anului, din punct de vedere al serviciilor de asistență socială sau a serviciilor medicale. Vrem să evităm acest lucru și am solicitat rectificarea bugetului astfel încât sumele necesare pentru asigurarea activității curente să fie asigurate pe ambele sectoare de activitate. Ați urmărit cumva strategia pe care a aplicat-o guvernul în cazul profesorilor? Ce veți face dacă o va aplica și în cazul dumneavoastră? Și mă refer la faptul că a aplicat o creștere salarială sub cerințele sindicatelor, creștere refuzată de altfel de sindicaliști, și în ciuda deciziei cadrelor didactice, guvernul a aprobat bonul salarial pe principiul noi v-am dat, voi nu ați luat. Da, e o strategie care, mă rog, nu este ceva nou pentru guvern sau pentru reprezentanții guvernului, pentru că guvernele de-a lungul timpului au procedat așa. Nu cred că cerințele noastre nu vizează nimic care să exceadă actualul cadru legal. Din ce am urmărit în spațiu public, revendicările sindicatelor din învățământ vizează
o lege care să asigure creșteri salariale pentru viitoarea lege a salarizării, nu pentru actuala lege a salarizării. Noi am cerut doar aplicarea integrală a legii actuale cu salariul de bază și cu sporurile calculate la salariul de bază. Deci n-am cerut nimic pe noua lege a salarizării decât atât, și asta într-adevăr e o revendicare, ca să fim chemați și să ni se asigure accesul la luarea deciziilor în momentul în care se va negocia noua lege a salarizării între personalul bugetar. Am făcut parte dintr-o echipă de lucru mixtă, constituită la nivelul Ministerului Sănătății, unde s-au pus bazele, criterii specifice pentru sănătate și asistență socială a noii legi, a viitoarei legi a salarizării unitare. Noi o considerăm una oarecum satisfăcătoare, dar cu condiția să avem în continuare control al parcursului acestui act normativ și la Ministerul Muncii și la Guvern, astfel încât să avem garanția că ea nu va mai fi modificată, pentru că tendința este de fiecare dată, prin fiecare mână prin care mai trece, prin fiecare filtru care îl mai ia o dată la mână, să se mai taie din respectivele prevederi. Să sperăm că nu se va mai modifica. Domnule Ciocan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate aceste precizări. Mulțumesc și eu, zi bună, vă doresc.